Puterea corupe și puterea absolută corupe absolut și liderii trebuie să audă lucrul acesta. Ne bucurăm să putem să fim din nou împreună, de data aceasta, într-un mod mai special probabil, nu steți învățați, cel puțin să începi eu uh, emisiunea, întotdeauna începe aproape Darius, alteori Marcel. Darius de data aceasta nu este împreună cu noi, așa că Marcel putem vorbi. Da, astăzi. putem vorbi noi mai mult. Mai vorbim și noi de că aveam comentarii câteodată, primeam și am Mă, Marian, dar tu apari în emisiune sau nu mai apari? Ok, împreună cu noi un invitat special, un om drag mie. Uh, știți cum i-am spus când am cunoscut? Uh, i-am zis, uh, eu pe dumneavoastră vă cunosc, dumneavoastră pe mine nu. Eu am citit uh, cartea dânsului. Îl întrebam, este scritor, păstor, Mihai Dumitrașcu, aș vrea să se prezinte el, să ne spună ceva despre dânsul, mă bucur că e împreună cu noi. Da, mulțumesc tare mult pentru invitație, uite așa, ajungând în Spania, cunosc oameni special care fac lucruri deosebite. Ok, eu vin din Galați, acolo m-am născut, acolo am crescut, sunt căsătorit cu o încă în felul ăsta m-am conectat cu ardealul, ca să zic și așa. puțin avem un lucru comun, da, și eu sunt căsătorit și... cu o încă. așa Super! Și vă mai spun încă o chestie, în Spania sunteți acasă, dacă sunteți căsătorit cu o nu că aici <laughs> okay. toți. Ok, da, era vremea în care singura facultate de chimie alimentară din țara noastră era în Galați, așa se face că mulți tineri veneau în Galați am cunoscut-o, s-a făcut între timp gălățean. Avem trei copii de care ne bucurăm foarte mult și doi nepoți de care suntem pur și simplu nebuniți. Pe lângă faptul că sunt soț, sunt tată și bunic, vorbind despre implicarea mea, am făcut inginerie, un timp am lucrat în cadrul Universității din Galați într-un atelier de proiectare ca apoi după evenimentele din decembrie 89, deschizându-se alte uși, am putut să-mi continui pregătirea mea în acord cu chemarea care cred eu că Dumnezeu mi-a făcut-o. Așa se face că acum slujesc ca pastor în Biserica Creștinei Emanuel din Galați, biserică pe care am plantat-o acum 23 de ani și de ceva ani sunt implicat în formarea liderilor la, în diverse, să zic, contexte, am început uh, conducând, uh, fiind student și apoi conducând un program care se numește ATS Advanced Training Study Pastoral Theology, uh, studii avansate de instruire în teologie pastorală, unde specializăm uh, lideri din denominațiunile evanghelice, este o școală interdenominațională, lucrăm îndeaproape cu Dallas Theological Seminare, după aceea M-am implicat în organizația Big Impact ca mai târziu să fiu implicat în ceea ce fac acum cu multă dăruire și cu pasiune în pro loc unde instruim lideri și creăm contexte pentru formarea spirituală continuă și nu numai spirituală, ci pentru dezvoltarea lor. Pentru că astfel, impactul lor în contextul local să creeze acel moment care să permită bisericilor să aibă la rândul lor. Impact în societate. Trebuie să recunosc că eu am participat la conferința dumneavoastră despre. Nu, de, despre lider, despre ceea ce înseamnă instruirea liderilor și eu personal am, am rămas impactant. Impactant. Impactant, nu. Eu, dumneavoastră nu a fost impactant, eu am fost impactatul, dar un băgat. Influențatul. Că... Că da. În, da. Și în limba română. Impactant pentru că era subiectul impactant din ce cauză. Am auzit multe lucruri în care liderii dau sfaturi celorlalți, da? Și tocmai aș vrea în direcția aceasta să curgă discuția noastră în direcția uh, conducerii, adică în sensul că uh, mulți dintre cei care ne ascultă sunt lideri și mulți dintre cei care sunt lideri nu au beneficiat de o instruire corespunzătoare, mulți au ajuns prin conjuncturi. În uh, urmă cu ceva timp, cred că am început să vă povestesc astăzi, dar n-am reușit să termin, am fost undeva cu fratele meu într-o biserică și vorbim pe acolo cu cineva, zic, dar cine e la voi conducător? Ce eu A, da, zic, nu știam, uite, eu știam că e altceva. Anul zice, s-au făcut alegeri și am ieșit de eu. Zic, da, dar, nu, au zic, interesant, super. Și cum? Ce, pregă... ce slujba ai biserică? Ce nu? Nu-s nimic. Dar așa am ieșit și nu. Mă vota oamenii și... Și am stat să mă gândesc, bare, nu-i nevoie de o chemare, de, știu nu știu, să simți că ai ceva sau ce înseamnă liber de fapt. Pur și simplu că m-au votat oamenii, m-am trezit în frunte, știți? Sau... Aici e marea problemă. Sunt mulți care nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Și rezultatul se vede unde? În munca lor. Care vorba aceea, cum ce spuneați dumneavoastră astăzi, mult, se focusează mult pe programe și mai puțin pe oameni și atunci cum vedeți dumneavoastră și am vrea să vorbim puțin despre, despre treaba aceasta. Cum vedeți acești lideri nepregătiți, ajuns sus, sus puși, Datorită oamenilor, conjuncturilor sau știu eu ce? Sigur că poți să fii lider pozițional. Ați vorbit despre un lider pozițional care, prin faptul că a fost ales, este undeva pe o scară ierarhică. Dar adevăratul lider este cel care e, prin el însuși, o influență. Că a conduce înseamnă a influența spuneam astăzi, dacă cumva ți amintești în cadrul conferinței, că cea mai simplă definiție pe care eu am auzit-o despre lider este o persoană care în timp ce merge prin viață, alții îl urmează. E ceva natural. Eu nu cred că oricine poate fi lider, din mai multe rațiuni. În primul rând că presupune o chemare specială, vorbim de lideri spirituale acum, Normal. Vor, e nevoie de o chemare pe care Dumnezeu o face, în al doilea rând e nevoie de o anumită înzestrare naturală și supranaturală, e uh, o maturitate spirituală și un caracter evlavios care îl califică pe cineva să fie vizionar. De ce aleg oamenii să-l urmeze pe un individ, pe un lider? În primul rând, pentru că omul acela are viziune, știe unde trebuie să ajungă, dar are o direcție și el se duce cu siguranță spre acea direcție. Mă rog, pot fi lideri răi sau buni și răi. Aici, să... dacă am face o paranteză întrebare, câți lideri spiritual vorbind au o viziune? i am văzut foarte puțin, dar foarte. ca să nu o numim viziunea asta, programul de duminică, știi? să știi. Aia clar. este uh, cumva o întreținere, a, să zic, a unei activități spirituale necesară, de altfel. Uh, viziunea, uh, nu știu, spre exemplu, v-aș între întreba, uh, puteți să-mi spuneți numele. Uh, în, numele scoadelor care au fost în Canaan. Două dintre ele pot. De ce nu le știi pe celelalte? Eu cred că Biblia nu se ocupă cu oamenii. Nu, să. Nu, ei sunt pe aceeași sunt listă. Pe aceeași listă dar de obicei, o... la cursul de leadership pe care îl predau, când ajung la viziune, asta este una dintre întrebări pe care le pun. Vă rog să-mi spuneți ce știți despre persoana asta, asta, asta. Și de obicei îi pun pe cei 10, despre care nici tu nu știi și nici eu nu mă chinui să-i rețin. Răspunsul este... Nu sunt sigur unde am auzit despre ei când pun Caleb, Iosua, Wow, îs cele 12 îs, dintre cei 12 care au iscodit, care au spionat Țara Canaan. De ce știm despre ăștia ceva și despre ceilalți nu știm nimic? Ăștia viziune, au avut doar. viziune, da? Au văzut dincolo de limitările pe care ei le aveau, au înțeles ceva ce era mai mare decât ei, mai, mare decât puteau, mai mult decât puteau face ei. Mă întorc la întrebarea, ce face pe cineva să urmeze un lider? În primul rând, pentru că acesta are viziune, are direcție, are scop, știe spre ce se îndreaptă, dar nu e suficient lucrul acesta. Cel de-al doilea lucru care îl determină pe un, pe un individ sau o mulțime să urmeze un lider este faptul că persoana aceea este demnă de încredere, are caracter. Foarte important! Lucrul acesta. În al treilea rând, pentru că are abilitățile necesare să facă ceea ce el visează că se poate întâmpla. Când toate astea se întâlnesc împreună peste prăpastea aia care se creează între prezent și viitor, atunci omul capătă încredere că se poate trece, se poate ajunge acolo. Acum, formarea unui lider să știți că e un proces complex. Și dacă cumva ar fi să tragem o linie a timpului în care să așezăm oamenii care l-au influențat și l-au format, pentru că oamenii ăștia sunt foarte importanți, crizele prin care au trecut, evenimentele speciale, partea de instruire de care au avut parte, acea cunoaștere, toate astea împreună formează creuzetul în care de fapt Mâna nevăzută a lui Dumnezeu pregătește pe omul care cândva va fi folosit pentru o lucrare specială. Gândiți-vă, spre exemplu, să luăm un lider din Biblie. Putem lua foarte mulți, dar Biblia e plină de astfel de oameni. Îl ai pe Moise, da? La vârsta de 40 de ani, Moise este în Egipt, este educat, are viziune, știe că poporul, neamul lui, nu ar trebui să fie în condiția de robie are vână de lider, da? nu stă nepăsător atunci când cineva din neamul lui e tratat într-un mod necorespunzător și întreprinde ceva. Foarte interesant cum spune Ștefan, primul martir creștin în faptele Apostolului capitolul 7, în predica pe care o ține înainte de a fi omorât cu pietre, Cred că versetul 24 sau 25 spune Și Moise la 40 de ani credea că poporul va pricepe că Dumnezeu l-a trimis Dar încă nu era trimis de Dumnezeu, era chemat Dar avea nevoie ca pe lângă educația super bună de care a avut parte în Egipt Fiind în casa lui Faraon, unul dintre copiii lui adoptat cumva Vă dați seama de ce educație a avut parte și ce privilegiat a fost are nevoie de 40 de ani de pustiu, în care va experimenta un alt fel, de for, o alt fel de formare spirituală. Și atât la 80 de ani, pe se când ai zice, hmm, e cam târziu. De deja. Pentru noi, cel puțin. Da. da. A, e momentul în care toate condițiile sunt coapte. Are viziune, are cunoaștere. Între timp, Dumnezeu a produs în el caracterul acela ales. Și acum este gata. Vă mă rog, din, rămân un pic la din, Moise dacă, dacă din, mai dați. Da, a, dacă să nu vă întreb nu, urmă, te, rog, te rog. Din punctul dumneavoastră de vedere, dumneavoastră care pregătiți lideri, care e perioada necesară, dacă se poate spune, în timp? pentru un lider ca să zică, mă, cred că e destul de preparat. S-ar putea să zică unii, mă, poate am nevoie de 20 de ani, dar dacă m-am apucat la 30 de ani să mă pregătesc pentru un lider, la 50 de ani, vorba al Marcel, mă pensionează. Atunci, care e perioada minimă dacă ar putea să... să, dacă, din punctul meu de vedere, nu neapărat cum o vedeți dumneavoastră, care pregătiți lideri. Bob Clinton, care este un profesor la Fuller Theological Seminary, acum este profesor pensionat, spune că viața unui lider, o să o împarți în cinci etape. Uh, trecerea de la o etapă la alta este o perioadă de criză care, de fapt, poate dura între câteva luni și în anumite situații chiar până la câțiva ani, Perioadă în care este testat caracterul cuiva, integritatea sa pentru a-i se încredința următoarea slujire. Mă rog, ca să fac povestea asta scurtă, el spune că în undeva între primii 16-26 de ani din viața unui, unui, lider, unui viitor lider, se așează sistemul lui de valori. De obicei, în perioada aceea, îl cunoaște pe Domnul, are loc nașterea din nou. Părinții, familia în care a crescut, mediul acela își pune amprenta într-un mod aproape irreversibil asupra personalității lui. Următoarea etapă, ține undeva, dacă rețin eu corect, între 8 și parcă 12 ani, este etapa în care, un pic de bâșbâire, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, în care el începe să bănuiască că e posibil ca Dumnezeu să-l fi chemat să facă un anumit lucru. Deja are 28 de ani, după calculele mele. Uh, da. Continuăm. Uh, începe să inițieze anumite slujiri, începe să vadă că cumva Dumnezeu îl folosește. E următoarea etapă, care tot așa e 12-15 ani, este perioada în care capătă încredere că la asta l-a chemat Dumnezeu și începe să funcționeze oferind uh, siguranță, direcție, stabilitate. Eu pot să continu să vă spun da, și da, celelalte da, etape. Da, în perioada Depinde asta, ce da, face. Că în perioada asta de prima perioadă, 16-26 de ani, parcă am 26, spus, 26 de pin. Așa. Nu înseamnă că el nu poate conduce, dar e una să conduci doi oameni, e alta să fii capitan de 10 oameni și este alta să fii amiral de armată. Uh, pentru că Dumnezeu nu ți încredințează mai mult până când nu te formează, până nu te pregătește. Și acum, e una dacă ai o armată de sclav, gen cum a avut Moise, cu o mentalitate de sclav, cum a ieșit din Egipt, și este alta dacă ai o armată de general pe care trebuie să o conduci. Îți trebuie un alt tip de leadership ca să conduci tu generali. De aceea, oarecum e greu să răspund întrebării tale, pentru că în formarea unui lider ai odată cunoaștere, informație, ce trebuie să știe. To know, to be and to do. To be, ce este el, caracterul lui, formarea lui și apoi să știe să facă, să aibă acele abilități care să-l califice să poată face un anumit lucru, că până la urmă, dacă lipsește baza care este caracterul, poți să ai toate abilitățile, carismele de pe lume să fie educat, șlefuit, când vorbim de conducerea spirituală, totul se va dărâma pentru că nu-i solid caracterul. Cât durează formarea unui caracter? O viață. Dacă vreți să continuați cu Moise, unde ați lăsat... Subiectul păi, anterior. ce să spun? Moise este un lider folosit în circunstanțe foarte critice. Făceam referire la faptul că el a avut de-a face cu un popor care avea mentalitate de robi. Schimbarea unei mentalități este un proces foarte complex, greoi. Ori să scoate 2000 de, 2 milioane aproximativ de oameni pe care trebuie să-i conducă prin pustiu, condițiile la total neprielnice. Foarte interesant. Dumnezeu spune despre Moise că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Eu încerc să mă gândesc când o fi fost Moise blând, când l-a omorât pe egiptean. Nu, când l-a îngropat. Când l-a îngropat. <laughs> că <l> -a, <laughs> a avut milă de da, el. -a, l-a acolo mort. Putea l-a acoperit -a -a. cu nisip. Da. Când îi cu tablele lege în mână și le dă de pământ. Și vede imaginea de jos de la poalele muntelui când fratele lui Aron construiește vițelul de aur la presiunea maselor și ăștia se închină vițelului și ia tablele și -i plin de mânie și le sparge o fi fost cel mai blând om de pe fața pământului când Dumnezeu a spus vorbește stânce și o să dau apă și el se întoarce spre popor și zice răzvrătiților din cauza voastră și ia toiagul și în loc să vorbească stânci lovește cu toiagul stânca. când nu fi fost blând Spuneați, scuzați-mă că vă întreb, că mi s-a părut foarte interesant când vorbim despre lideri, că Aron a cedat presiunii maselor. Ce trebuie să fac un lider dacă ne ascultă cineva? Că trebuie să recunoaștem că Oamenii pun presiune mare pe lideri. Cum poate să depășească momentul ăsta? Nu e simplu, este foarte complicat. Nu știu dacă dumneavoastră când... l-ați trăit asta deja, oh, de atâția ani fiind de atâția lider. Oare cine n-a trăit această situație, dacă a fost implicat în conducere? Deci, liderul este într-o tensiune permanentă. Este, pe de-o parte, chemat să asculte ce spune Dumnezeu, revelația sa în scripturi, unde ni se dau principii foarte clare când este vorba de conducere. Și de cealaltă parte ai masele de oameni care doresc, cu ghilimele de rigoare, să se întoarcă în Egipt și să mănânce castraveții pe care i-a lăsat acolo. Cine ești tu, Moise? Cine te-a pus pe tine conducător? Vrei să ne nimicești? Ești mereu în această tensiune. Nu poți să ignori masele, nevoile lor. Câteodată trebuie să-ți pleci urechea și să-i asculți, că e important, tu le slujești lor, nu, nu slujești doar unei idei, că nu suntem filozofi sunt foarte importante ideile, dar în același timp, în timp ce ai pe ei și vezi dorințele lor, trebuie să rămâi conectat la ce spune Dumnezeu. Tensiunea asta e foarte mare. Și atunci, uh, ai de făcut o alegere. Unde faci compromis? Dacă trebuie să-l faci, cât îl faci? Că sunt momente în care faci compromis, dar nu în relația cu ce spune Dumnezeu, niciodată. Cu ce spune Dumnezeu este un absolut. N-ai ce să negociezi. Dar sunt situații în care trebuie să faci compromis vis-a-vis -vis de viteza cu care schimbi ceva în leadership, spre exemplu, da? ca să te asiguri că oamenii merg cu tine, nu ai luat o decizie și te duci de unul singur, distanța dintre tine și mulțimile este atât de mare încât ai șansa să devii martir, chiar dacă ești vizionar. Că mulțimile nu pot da, urma cum spunea pe unul uh, John Maxwell spunea că dacă, dacă ești lider și nu vine nimeni după tine, ești la plimbare. Da, corect. Acasă. Corect. Uh, care era întrebarea? Ați răspuns deja. Nu, ați răspuns presiunea. Presiunea care, care... Dar, fie atent, Vreau Prens. să închei povestea cu Moise cu a, ceva da, care închide... mi-a plăcut superb. Cineva a spus și în engleză sună excepțional, zice Moise. Uh, unii spun că ar fi spus Moody chestiunea asta, nu știu sigur, dar am văzut, am văzut că îi se atribuie lui. Zice că Moise în primii 40 de ani de viață a crezut că este somebody în engleză, da? Cineva următorii 40 de ani din viață a descoperit că este nobody, că nu-i nimeni. Ca în următorii 40 de ani să realizeze ce poate face Dumnezeu cu cineva care crede că este somebody, adică cineva între timp descopere că este nobody, dar este luat în stăpânire de Dumnezeu. ca aici vreau să concluzionez. Este un moment superb când Dumnezeu îi vorbește lui Moise, Exod capitolul 33 și apoi 34, fără să intru în detalii și la un moment dat Moise face această rugăciune. Tipul ăsta e puternic, Moise, cred că vă imaginați, dacă n-a fost o mămăligă, scuzați-mi expresia care a spus oameni buni, eu sunt aici da. să fac ce vreți voi. Dar dacă mămăligă vreți, în gură, da. Dacă vreți să mergem în pustiu, bine, dacă vreți să ne întoarcem înapoi, bine, eu sunt aici să vă fac pe plac, pentru că asta înseamnă să conduci. Nu, n-a fost de tipul ăsta de lider, da? Dar Moise, pentru că știa personalitatea lui foarte puternică, Face o rugăciune superbă în Exod, capitolul 34, versetul 8, partea finală a versetului. Zice, Doamne, ia-mă în stăpânirea ta. E cel mai blând de om de pe fața pământului pentru că între timp a trecut printr-un proces de îmblânzire. A fi blând nu înseamnă să fii bleg. Adică nu. unii spun, ai blând, e mai prostuț, așa faci ce vrei cu el. A -a. Dar și Iisus, el, Iisus a spus despre sine însuși, eu sunt blând și, și smerit, smerit cu inima. Dar dacă l-ar fi văzut cineva cu biciul în mână prin templu... Da, dar numai odată a fost cu biciul, să nu generalizăm. Da, da dar <gătă gătă> excepția tare regula, dacă, da. Dacă îl vedea numai atunci. Dacă îl vedea numai atunci. <gătă> dacă numai atunci. dacă, <gătă> dacă atunci. erau deștea cu mine acum nu, la nu, biserică Isus, odată la an, cred că numai atunci îl vindeau, că erau patru. Iisus a fost un lider care a inițiat, care a spus, vă dau o poruncă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am vă, iubit eu. Matei 28, mergeți în toată lumea. El nu sugerează, dă porunci, dar căutați mai întâi împărăția celor și neprihănirea nu spune ar fi bine. Deci a fi blând înseamnă a trece prin procesul acesta de îmblânzire prin care cineva te stăpânește. Ei să știți că în leadership este mare lucru să ajungi ca toată forța care este în tine să o lași la picioarele lui Hristos și să te lași stăpânit de El și toată forța, toată energia, toată pasiunea care este acolo să fie canalizată spre scopurile lui Dumnezeu. Știți, când Dumnezeu cheamă pe cineva în leadership, nu-i schimb sau la credință, nu doar în leadership, nu-i schimbă caracterul. Adică dacă ești o persoană extravertită, dinamică, înainte de a te întâlni cu Hristos, după ce ești credincios, nu devii un introvertit, un tip moale, nu. Uite-te la Pavel, da? Zelos, plin de pasiune, de râvnă, înainte de întâlnirea cu Hristos, să-i pună pe creștini în temniță, același Pavel după întâlnirea cu Hristos. E plin de râvnă, de pasiune pentru o altă cauză. Și atât cum Dumnezeu știe să ne stăpânească. Dar trebuie, da, trebuie să recunoaștem că puterea în unii oameni îi. îi... Convertește, dacă e cuvântul... Îi putru... corupe, așa, asta e termenul, puterea corupe da, și puterea absolută schimbă, corupe absolut. Da, îi schimbă și din toată se transformă în, în, în oameni uh, care numai ceea ce spun ei, numai cum văd ei, uh, nu știu dacă cuvântul ăsta comunist aproape că... Sunt țări unde au ajuns și liderii ăștia care la început ei inițial numai pentru, pentru oameni, adică noi totul pentru voi și după aceea îți dai seama că de fapt era totul pentru mine. Cred că foarte mulți care ajung să aibă putere se convertesc în, 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 în așa ceva. Cum, cum ar putea să. Este acest pericol, pentru că natura noastră este una pervertită, este una păcătoasă. De aceea, Biblia nu vorbește, cel puțin în Noul Testament, de One Man Show, un singur lider care le face pe toate, ci el are în vedere o echipă. Și în cadrul acelei echipe dai socoteală este locul unde nu faci doar ce vrei tu, ți pui punctul de vedere de fiecare dată și calci pe cadavre. Ce ai oameni de valoare, oameni maturi, oameni chemați la rândul lor de Dumnezeu cu care conduci în echipă și cu care lucrezi în echipă. Vezi, Iisus în Luca, capitolul 22, îi găsește pe ucenici, în timp ce se îndreaptă spre Ierusalim, că se ceartă care dintre noi va fi cel mai mare. Da? Asta e Spiritul Lumii, care e și în natura noastră. Și vă amintiți acolo dialogul lui Isus cu ei? Împărații neamurilor domnesc și stăpânesc, și mulțimile îi numesc binefăcători între voi, să nu fie așa da, Deci, ăsta e modul în care conduce lumea, Da, uitați-vă la liderii care conduc lumea. Politici, în business, în armată, oriunde vreți. Este o ierarhie. Cu cât crești în ierarhie, cu atât drepturile și privilegiile îți cresc. Este o imagine puternică care are loc la Moscova, în timp ce Stalin este președintele URSS-ului. Vine un. un Cancelar, un diplomat occidental și omul face un exercițiu. Cum se conduce lumea? Și zice celui care era, știu eu, consilierul lui, zice, adă o găină, te rog, în birou. Și în fața diplomatului occidental îi smulge toate aripile, toate penele, o lasă cheală, apoi ia o mână de grăunțe, o pune în fața găinii, începe să miște mâna și găina îl urmează și el zice, așa se conduc oamenii, le iei toate drepturile, toate privilegiile, îi manipulezi și apoi ei cred că ești binefăcător, dar de fapt îi manipulezi și uite la găina asta, vezi cum mă urmează pe mine după ce am luat toate drepturile și privilegiile. Așa se conduce lumea. Ei, ăsta e sistemul lumii. Să știți că și în democrațiile noastre, câte sele de democratice, slavă Domnului pentru check and balance, nu imaginea cel puțin din Statele Unite, unde oricine te să dea socotea la altcuiva, că nu poate decide de unul singur, creează niște limitări, dar natura este păcătoasă ne îndeamnă mereu spre lucrul ăsta. Ei, Iisus ia piramida asta, da, dacă o vreți așa, cu drepturile și privilegiile care îți cresc, de fapt e așa e piramida, da, îți cresc drepturile și o întoarce invers și spune între voi să nu fie așa, ci cel mai mare să fie ca cel ce slujește și să dă pe sine exemplu eu care sunt Dumnezeu din Dumnezeu, corelez acum cu Filipeni, capitolul 2, m-am dezbrăcat de toată slava mea și m-am întrupat, să fiu ca voi, ca din postura aceasta să vă slujesc, să vă conduc și să fiu ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Da, ăsta este un pericol. Puterea corupe și puterea absolută corupe absolut și liderii trebuie să audă lucrul acesta și trebuie să remarcăm faptul că orice om, indiferent cine este el, potențial poate face tot rău de sub soare. Păi expresia care o auzim Bă, dar el nu a fost așa, măi, mă, nu vine să cred cum e acum. Da, ați auzit din asta, ați din toate zici, mă, o crescut, au crescut zici, măi, te, nu a fost așa. De asta zic, vă întrebam de ce se convertesc uh, oamenii. Marger. Da, o întrebare în legătură. Uh, Mi-a plăcut mult introducerea de astăzi de la conferința pe care am avut-o acum. O facem referire la o conferință la care mulți Da, -au cred că trebuie să le spunem da. celor care vă urmăresc faptul că am avut conferința ProLeader 6 unde noi, echipa de la uh, echipa prolider a scris un manual un manual, ghidul de implementare a uceniciei în biserica locală, care oferă foarte multe unelte practice necesare unui pastor, dacă este să mă exprim în termenii obișnuiți sau echipei pastorale ca să poată implementa un proces de ucenicie care să includă pe toți credincioșii este o călătorie care pornește de la stadiul de necredincios, trece prin mai multe etape, până ajunge la maturizare, la a se asemăna cu Hristos, a purta chipul lui a deveni un ucenic a lui Hristos care la rândul lui se multiplică. Asta a fost ideea centrală da, da, a, a conferinței. conferinței. Apropo, cartea există de vânzare sau se distribuie doar în cadrul conferințelor sau cum? Nu cred că un... vrem să o vindem așa pentru că e o da, carte trebuie care explicată. trebuie procesată. E bine, da, e bine structurată. Mi-a mi plăcut foarte mult structura cărții. E ușor de reținut, se merge pas cu pas ca niște trepte care tot urcă și ajungi la final. În fine, deci cel mai bine ar fi explicată. Și după aceea... Ideal ar fi ca echipa pastorală să fie împreună și cu unul dintre liderii de la ProLeaders să proceseze manualul respectiv. Spune echipa pentru că dacă vrei să produci o schimbare biblică în contextul în care slujești, cu cât sunt mai mulți oameni care sunt expuși la adevărul biblic, cu atât uh, uh, schimbarea, implementarea este mai ușoară. Da, revenim la întrebarea care am pus să o pun. Ați făcut o introducere frumoasă bazată pe FSN capitolul 4 de la versetul 11, unde La 16, iar, da. da. Că El a dat mai întâi apostol, proroci, evangeliști, păstori și uh, învățători cu scopul, unul dintre scopurile care sunt, și eu recunosc că am predicat și eu de acolo dată, o predică intitulată Paznici sau Zidari. Era cu scopul de a zidi. Eu văd o problemă în multe biserici în care liderii, păstorii, sau fie ei pe acolo, se asemănă mai mult cu niște paznici care păzesc o grămadă de cărămizi, că noi suntem de fapt pietre vi, zice Biblia, care ar trebui să zidim biserica, dar ei ceva, le păzesc, practic să nu fure vecinul, să nu e baptiștii, pentecostalii, martorii, știi, și, în fine, chestiile astea noastre de. și devin. Uh, paznici noaptea și ziua un fel de divertisment, adică să-i țină în harul Domnului până vine Domnul să ia acasă, <gură> vorba aia că din biserică. Ce ar trebui să facă un paznic la ca să devină zidar? Adică să ia fiecare piatră în parte și să o așeze în zi, să găsească rolul? Cum ar, care ar fi pașii pe care ar trebui să-i facă? Wow, asta e o discuție foarte serioasă, lungă, complexă. Uh. Deci eu cred că sunt mai multe aspecte care trebuie discutate aici. În primul rând, trebuie înțeles faptul că Dumnezeu a dat un scop bisericii. De foarte multe ori, bisericile noastre, din păcate, sunt orientate pe programe și pe amvon, da, pe existent. scenă, pe ceea ce se întâmplă între, cele patru, între cei patru pereți, dar nu doar atât, ci ceea ce se întâmplă în față. Ori Efesen, capitolul 4, de la versetul 11 la 16, din punctul meu de vedere, este un text critic, pentru că acolo înțeleg că, în primul rând, o biserică trebuie fi, să fie condusă de o echipă, de o echipă de oameni maturi, prezbiteri, da? oameni care au o chemare, o înzestrare specifică de la Dumnezeu, care le dă da acea demnitate care îl face pe om să asculte de ce spune echipa, nu individul doar, ci echipa, da? Ori acolo, dacă este să ne întoarcem la FSN capitolul 4, rolul acestei echipe este pentru desăvârșirea Sfinților, zice traducerea Dumitru Cornilescu, dar alte traduceri care mi se par mai, că exprimă mai bine, pentru echiparea Sfinților în vederea lucrării de slujire și iată că deodată realizez că sfinții credincioșii sunt cei care trebuie să facă slujirea, iar rolul echipei este să se asigure că oamenii ăștia sunt echipați. Dacă vreți o imagine din ziua de astăzi, ai antrenorul și cei 11 jucători de pe teren, da? Antrenorul nu joacă pe teren. Cei 11 care au fost instruiți, au fost la antrenament, acolo a fost rolul antrenorului, da? A investit în ei foarte mult și când a venit meciul, Vă spuneam să nu puneți întrebări despre Asta fotbal, că nu mă pricep, dar... Nu, vă pricepe, ne dați un studiu despre fotbal. Nu, Imediatul aici vorbesc de principial. 4, 4 2 4-3-3. Nu, nu, vorbim de chestiuni principiale. Nu mă da, da, da. duceți într-o zonă în care uh, aș fi total neconfortabil, da? Nu de alta, dar uh, voi nu vă duceți emisiunea la capă dacă intrați nu, acolo. Nu, nu, dar... dacă începem cu fotbalul, religia și femeile, spuneți ceva, nu se termină niciodată discuțiile. Uh, deci, ai antrenorul care... Se asigură că jucătorii respectivi sunt suficient de bine instruiți ca la rândul lor să poată juca ei, ăsta e rolul echipei. Orice sfânt, orice credincios trebuie adus la acea maturitate de săvârșire care să-i permită să știe chemarea lui specifică, înzestrarea lui specifică, pasiunea pe care l-a pus-o Dumnezeu acolo. Nivelul de maturitate și care este locul cel mai potrivit în care poate sluji ca la rândul lui să-și aducă contribuția de așa manieră încât acest organism viu și dinamic, care este Biserica lui Hristos, crește din crează. toate punctele de vedere și seamănă cu Hristosul care a întemeiat Biserica. Deci, practic, rolul liderilor ar fi să dea o viziune și să pregătească oamenii ca oamenii să aibă o direcție clară. Este un proverb spaniol care spune atunci când nu ai o viziune în viață, orice drum ți bun. Că ești da. în curte și cu el astăzi, dacă nu știi unde vrei să ajungi, pe oriunde o iei e bine. Nu? Românii spun altfel. Zice că întâi, pui țin, întâi tragi cu arcul și apoi te duci și pui ținta țin țin în jurul arcului și zici că am nimerit. Da. Pentru că oricum... Mai eu am vorbit despre lideri din biserică, adică din Biblie, n-aș fi vrut să menționez cuvântul pastor, dumneavoastră l-ați menționat, dumneavoastră sunteți pastor. Aș vrea să vă întreb într-un mod practic, dacă ne puteți spune și nouă și celor ce ne ascultă, cum ați, cum ați procedat dumneavoastră în biserica dumneavoastră lideratul? Că în, merge și predați cursul de liderat mai în toată Europa, chiar și în toată România. Cum ați procedat, dacă puteți să-mi spuneți local, uite, eu sunt lider, eu am avut viziunea aceasta și în biserică am implementat ducurile astea că am crezut că funcționează. Dacă okay. puteți să ne spuneți ceva, dacă nu... Ai două ore la dispoziție pentru asta? Dacă îmi răspundeți <laughs> da, în 5 minute, e ok. Minut, e e seară, putem sta, că oricât nu-i problemă. Okay. Mâine eu... trebuie să predicați. Eu, eu da, sunt dar eu curios, nu mai funcționez. Eu sunt curios, un profesor care e, e profesor, să spunem așa, de lideri, cum acționează el acasă, dacă e cuvântul potrivit. Știi cum răspundea Iisus la provocări de genul ăsta? vino și vezi. <laughs> cu mare drag, cu mare drag. <laughs> La, la, cum am văzut că ne-ați arătat o poză cu, cu biserica dumneavoastră, chiar cei ce ne ascultă din Galați, dacă nu greșesc, da? Da, da, Din Galați puteți Emanuel. vizita biserica Emanuel, e o biserică extraordinară, o biserică care chiar îmi place cum, cum, cum eu imaginam eu o biserică. Uh, tu te referi la o clădire. biserica o clădire, da. e diferite. da, dar la o clădire. Vorbim de da. clădire. Dar îmi imaginez că dacă e așa, clădirea nu-mi imaginez cum e biserica. Da? De obicei, o clădire este oglinda, da. oglinda, oglinda filozofiei de lucrare a bisericii respective. Da. Da. Nu evadați eva întrebarea, da? <laughs> nu, întrebarea este bună, dar răspunsul este unul complex. Și încerc să mă gândesc cum aș putea să sumarizez toată povestea asta ca să nu intru în detalii. De ce am terminat în inginerie? Da? Da? Mintea mea este o minte organizată. Am terminat electric, acolo nu poți să pui două fire la întâmplare, da? Că dacă le pui la întâmplare, întâmplare, ceva este. bubuie, da? Deci totul trebuie să fie logic, organizat, așezat. Ei, când mă uit la Dumnezeu, la creația Lui, și de data asta în mod specific la biserică, care este central uh, în creația sa, Dumnezeu este foarte organizat clar, are obiective, scopuri. La vârsta de 17 ani, eu am fost invitat de un militar în termen din Timișoara care făcea armata în Galat, să fac parte dintr-un grup de studiu biblic underground, cum se întâmpla tot ce în secret, care era înainte de 89, unde am făcut navigatorii, lecții despre siguranță. Ei, hey, grupul acela mic, în care am fost 7, 8, 10, nici nu mai știu cât, ar trebui să mă opresc să-mi să număr colegii cu care am fost în perioada aceea, a fost locul unde eu, într-un context relațional, având scriptura centrală, creind un cadru experiențial, inductiv și interactiv, Dumnezeu a început să schimbe mintea mea, inima mea. Acolo aș putea spune că m-am născut din nou. Și undeva în ADN-ul ființei mele, de atunci, cred că Dumnezeu a așezat conceptul acesta de ucenicie într-un context relațional care presupune transformarea holistică a întregii personalități a ființei umane. Ei bine, când eu am gustat beneficiile acestui grup mic, mi-am dat seama că a fi ucenic presupune, printre altele, să mă multiplic. Și am luat și pe alți tineri. Și în subsolul fizic și spiritual al bisericii. Ați început -o de la zero? Întrebare, biserica care sunteți? Sau a fost înainte? Clădirea în sine, zic, dacă puteți. Biserica Emanuel am început-o de la zero acum 23 de ani, dar eu vorbesc acum de copilăria da, mea. Okay, Ei, okay, nu, fost... dar acum era o curiozitate a mea. Cum... Vreau să spun că acolo m-am format, în Biserica Mamă. Și o parte din cei ce sunt astăzi lideri ai bisericii Emanuel au crescut împreună cu mine în contextul acelor grupe mici, când împreună am împărtășit aceeași abordare a lucrării, aceeași filozofie de lucrare. În anul 1992 eram în America, terminam o pregătire biblică și mă rugam întrebându-mă ce trebuie să fac cu viața mea. E locul unde Dumnezeu mi-a revelat N-am timp acum să intru în detalii, faptul că trebuie să mă întorc în România și în centrul orașului să plantez o biserică. Ei bine, eu am fost pastorul bisericii în care am crescut pentru 5 ani, Templul Pentecostal din Galați. Tatăl meu a fost pastor acolo. Și datorită chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, am plecat de la Templu, am scris o filozofie de lucrare a Bisericii Emanuel, care a avut în centru facerea de ucenici. Am o curiozitate. Era tatăl dumneavoastră continua să fie pastor când dumneavoastră ați plecat sau nu mai era? Asta era, personal, da? era pastorul județean. A fost, fost grea plecarea foarte, sau? Dacă foarte o... grea a fost. Da? Foarte grea a fost pentru că acolo aveam toți prietenii, acolo am crescut. Dar tu mai dus într o zonă foarte Delicată. Specială, nu, nu neapărat delicată, specială. Deci, trebuie să vorbesc, vorbești de întreaga mea ființă, deci ar însemna să intru în niște detalii ca să fac relevant ceea ce, ce spun. Dar povestea, pe scurt, este că acum 23 de ani, cu o hârtie pe care am avut filozofia de lucrare scrisă a bisericii, într-un spațiu închiriat, am, am început această biserică. Și uh, Centru, viața, dinamica Bisericii este în jurul uceniciei sau uceniciei e centrală, grupul mic este mijlocul sau unul dintre mijloacele prin care se produce uh, ucenicul lui Hristos. Data viitoare vorbim detalii. O să, o să vă... Păi v-ați auto-invitat deja, așa că noi vă așteptăm. Nu, facem nu, pe, că de deja facem vă, pe Zoom. Vă... Uh... Nu, <laughs> da, putem mai veniți în dar noastră... Ne place mai mult așa, știți, gura face gura, to face, da. da. Ca să folosim varianta românească. Dar este foarte interesant. Uh, ideea pro lider, e mai recentă, nu? Înainte de pandemie, că deja pandemia a devenit ca un punct din ăsta, înainte sau înainte după. de pandemie, după pandemie. Da. Este o frământare mai veche pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea și am constatat după aceea că a pus-o în inima mai multora, care a devenit o, o, o convingere că trebuie făcut ceva, pentru că nu există un cadru de formare permanent a liderilor și nu de puține ori se întâmplă ca un tânăr care termină o școală biblică plin de entuziasm, viz scuze, vizionar, merge într-un context în care slujește și la puțin timp rănile emoționale, situațiile cu care se confruntă, îl aduce la starea de plafonare și se blochează parcă totul. Și întrebarea noastră a fost atunci, cine e pastorul pastorilor? Unde este locul în care continuăm să ne formăm? Howard Hendricks, unul dintre profesorii de la Dallas Theological Seminary, spunea într-una din cărțile sale, când încetezi să mai înveți, trebuie să încetezi să mai predai. Asta înseamnă că pentru a continua să predai, trebuie să fii într-un permanent proces de învățare. Ei, hey, ne-am strâns mai mulți pastori, ne-am rugat, am privit la situația în care ne găsim, unde ne-ar dori Dumnezeu. Și în procesul acesta de frământare, de rugăciune, de evaluare, Dumnezeu a început să creioneze în mințile noastre ideea asta de pro-lider, cum am putea să aducem resursele împreună ca să ne slujim nouă și în același timp să slujim altora, creind un context în care să vină și alți lideri, unde să le putem să ne putem oferi sprijin unul altuia și să creem materiale care să ducă la dezvoltarea unor practici care să poată fi aplicate în biserica locală pentru a da bisericii scopul pe care Dumnezeu, de fapt, l-a dat dintotdeauna. Nu creăm o altfel de biserică, ci ne întoarcem la, la origine. origine care este revelată în scriptură și încercăm să o contextualizăm în lumea în care noi trăim, pentru că noi ne adresăm aceste generații, nu altora care nu mai sunt. De fapt, ăsta e modelul lui Isus. Isus a creat 12 lideri și aceștia au schimbat lumea, ca așa cum o știm noi. Aici e marea problemă că dacă ar fi mai mulți din ăștia instructori de lider, eu cred că lucrarea ar merge mult mai bine. O chestie ce aș vrea să vă întreb tot în legătură cu lucrarea aceasta pro lider. Am văzut că colaboratorii dumneavoastră nu sunt din zona Galațiului. Megidia, Alba, Iulia, Timișoara, dacă nu mă știu, din... erau persoane care vă cunoșteați înainte sau ați mai colaborat sau cum ați reușit așa să, din toată țara să vă... E foarte interesant. Eu vin din sud-estul României, unde numărul credincioșilor evanghelici este semnificativ mai mic decât în alte părți, Ardeal. sau Nordul României. Dar dacă vă uitați, sunt câteva lucrări care s-au născut chiar acolo, în acea sărăcie spirituală. Agenția Pentecostală de Misiune Creștină, de Misiune Externă, scuzați-mă, apme Dumnezeu l-a folosit pe Ghiță care la vremea aia era pastor în Constanța. Locul unde sunt musulmane, unde sunt turci, și acolo au început să formeze misionari. Este o școală acolo, CRST, Centrul Român de Studii Transculturale. Mai târziu, Areia, cea care are în vedere plantarea de biserici în orașele și localitățile mari din România, unde nu este o biserică, s-a născut cumva în inima lui Vasilică Croitor, în Megidia, care a împărtășit-o cu conducerea cultului și a fost asumată de către conducerea cultului. Și astăzi este o agenție care își propune să uh, ducă oameni spre zonele unde nu sunt biserici și să fie folosite de Dumnezeu în sensul ăsta. Ei bine, inițial am fost câțiva din zona sud-est. Dar ne-am conectat foarte ușor cu oameni din Ardeal și nu numai și din sudul țării care trăiau aceleași nevoi. Și am frământat, suntem și cu Doru Cârdei care este în Chișinău, spre exemplu, da, da, da am înfrământarea noastră care nu s-a terminat și sper să nu se termine pentru că va fi grav în momentul în care vom încrucișa mâinile și spunem, gata, ce bine că am ajuns la capăt. Dumnezeu ne-a ajutat să creăm material ca cel pe care l-ai văzut tu astăzi, da? ghidul practic de implementare a uceniciei în biserica locală, pentru că am realizat că nu numai noi avem această nevoie, sunt mulți alții care au nevoie și suntem gata să punem resursele astea împreună pentru a putea sluji oamenilor care la rândul lor sunt implicați în slujire. Vezi, eu am o vârstă deja. Dar, teoretic, după 5 ani, peste 5 ani, ar trebui să mă pensionez conform statutului. Dar cred că dacă Dumnezeu mai dă zile, numai El știe câte zile mai am și ce este în viitorul meu. Dar mă gândesc că dacă El îmi mai dă zile, experiența, cunoașterea acumulată, aș putea și aș vrea să o pot transfera spre oameni mai tineri care îl iubesc pe Domnul care vor să facă lucrarea lui Dumnezeu și care când ar fi într-un context din asta ar simți că nu sunt singuri ci cum mi-a spus cineva astăzi și constat asta în multe lucruri, ce domnule mi-ați confirmat niște lucruri pe care nu le-am vorbit cu nimeni, Erau un mine dar mi-era frică să le articulez ei, mi se întâmplă foarte des că ajung în contexte din asta în care oamenii spun wow, e ceva care rezonează Trebuie să facem asta. Nu, adevărul e că, după conferință, vorbeam, cred că v-am și spus lucrul acesta, vorbeam cu cei care eram la masă împreună cu mine și spunea, un fel, un duș rece pentru mulți dintre noi, pentru că sunt lucruri care, de multe ori, chiar liderii n-au vrut să le spună. Adică, cum un lider să recunoască că el are nevoie de pregătire, de deja de, 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 ar fi să se. <jit> <Jobs> nu, no, de atunci încep să crești. Păi, tocmai asta îi spuneam și eu cuiva. Cel mai trist lucru este să nu știi că nu știi. Sau să crezi că știi totul. E la da, fel de periculos. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că, știi, știi, mai, mai puțin. puțin. Edison spunea, cunoaștem a milionimea parte din nimic. Și cu cât cunoști mai mult, cu atât normal ar trebui să fii mai smerit, pentru că îți dai seama că este atât de cunoscut. La, până la urmă, urmei, cunoașterea, să fim serioși, Biblia zice, și viața veșnică este aceasta. Și pune eu în două puncte. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Adică dacă în viața veșnică deci asta o să fie viața veșnică pentru noi. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu ne trebuie o veșnicie. Și unii cred că îl cunosc aici de pe pământ. Vă imaginați cam la ce nivel. Bă, nu. unii o să fie că o să ajungă cel puțin mai avansați în cunoaștere, alții mai puțin, dar o să avem o veșnicie la, la dispoziție. Prima carte din care am început să predau și eu la cateheză a fost cartea dumneavoastră. Da, a fost o carte extrem de... că spuneați că ați fă, aveți o versiune revizuită, dar și eu asta cu albastru am. Da. E printre primele cărți da, care e, eu am citit e, creștine, Că eu fost multru, înainte de cartea aceasta mai exista vreo o carte la Cateheza sistematică. Nu. De, nu, în nu. România... În, dacă eu... ne puteți spune, cum se, cum se preda sau nu se făcea cateheză? Înainte de cartea Ai... dumneavoastră. Păi eu m-am botezat în 1981 și pastorul meu care m-a botezat a fost Iosif Tirla, care acum este în Sibiu. Iosif era proaspăt absolvent al seminarului teologic din București. Pentru prima dată a făcut cateheză cu noi și eu am fost parte acelui proces. Și Iosif a făcut o treabă excepțională pentru vremea aceea, dar am scris cum se... El preda și noi scream, el preda și noi scream. După care nu s-a mai făcut nimic, nu s-a făcut nici înainte, nici după. <coughs> și mi-am inteles că undeva prin 88-89, pastorul bisericii de atunci mi-a spus, uite ia grupul ăsta și fă cateheză cu ei. Pua! Și ce să fac cu ei? Și el a fost momentul în care am început să caut, să citesc, să scriu. Resursele erau foarte puține înainte de 89. Și am de avut fine. o felul de notițe făcute de mână. După aceea le-am ansamblat cumva împreună. Cineva m-a ajutat, le-a pus pe o mașină de tipărit. A scos o broșură cu o groază de greșeli. Când l-am văzut, am spus mai bine, nu o tipărea. Pentru că oamenii nu înțelegeau termenii. Și atunci m-am trezit că anumiți termeni erau, scris și greșit diferit. Și părea că e Păi, ăsta e un tip analfabet teologic care a scris cartea. Eu sugerez, și am spus asta, am făcut o pledoarie întreagă, cursul de cateheză transmite informații, dar trebuie mai mult decât transmiterea informației, trebuie creat un context relațional, experiențial, prin care să-i ajutăm pe oameni să se elibereze de trecutul lor, și să se bucure de o viață trăită în victorie, în libertatea în Hristos, ceea ce face procesul ăsta complex, dar frumos, cu rezultate notabile. Adevărul este că majoritatea celor care parcurg un curs de cateheză termină cu multă informație. Puține eliberare din partea, din ce privește trecutul lor, multă informație și cam atâta. Și și noi, când îi întrebăm sau când facem, să spunem așa, discuția finală, le mai punem câteva întrebări să vedem dacă stau bine cu informația. Dacă pot reproduce da, informația. Informația, da. Noi nu prea facem ucenici, facem discipoli Știți că diferența dintre un ucenic și un discipol E că no, discipolul ia informații într-o parte și o dă în alta deci, practic... Nu neapărat, eu cred că discipol și ucenic înseamnă același lucru Modelele Parecum. sunt diferite, modelul grecesc și modelul iudaic Modelul grecesc era acela care se adresa cognitiv Trebuia ca ucenicul unui filozof să își însușească teoria și să o reproducă când Iisus face ucenici modelul lui, el are în vedere abordarea întregii personalități, de aceea ucenicia la el este holistică. Minte, suflet, toată ființa lui Normal, este transformată. De, de fapt, și Isus după ce termina o predică, nu termina ca noi, notați și versetul, el spunea, mergeți, du-te și fă. Aici e diferența între noi. Noi de multe ori apelăm numai la cunoștință, le-am făcut capul mare după o predică cu o grămadă de... de uh, mergea și punea, acum merge și faceți, că dacă nu rămâneți cu ea minte. Ca și eu am făcut la informatică, mi-am amintesc după primele trei luni de, de teorie, m-a pus în fața unui calculator. Vă imaginați 90 și ceva calculator și eu zic, acum intră în meniu file. Mie când ziceam meniu, te gânde Vă spun mă la mâncare. Și zicea, la <laughs> în meniu cu tare, mă că o să-mi dea ca la restaurant un meniu pe care eu o să-l... Vă dați seama cam ce a ieșit. Da. <laughs> la și acum dacă cineva probabil îți spune un calculator în limba română și vezi acolo toate denumirile în limba română, nu mai știi <laughs> să-l <folosești. laughs> nu... nu, că ești obișnuit cu meniu și cu files și cu așa mai departe. Cum vede pastorul Mihai Dumitraș cu biserica peste... 20-30 de ani. Dumneavoastră sunteți păstori aproape de 30 de ani și ați văzut o evoluție în perioada asta. Cum o cum vedeți dumneavoastră? E o cu curiozitate personală. Dacă puteți să răspundeți, dacă nu, nu știu dacă rămân numai cu întrebarea. Te refer la cum o să arată care biserică? biserică. Acum vorbim de biserică, nu vorbim de clădirile, deja le-am văzut. Nu, 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 te refer la biserica română, biserica română din diaspora, biserica română din România, biserica lui Hristos de peste tot, că ei între... Răspundeți, hai România, numai România, da? Pentru că, în ce privește Biserica lui Hristos, n-am nicio emoție. Pentru că el a spus eu: Îmi voi zidi biserica și porțile, locuinței morților, nu vor birui. Grozav, Aleluia! Grozav, Amin. grozav. Biserica lui Hristos nu va suferi, uh, înse... nu scuzați-mă Nu că nu va fi prigonită, va trece prin prigoane dar îi va merge bine cu o conduce Hristos. Din punct de vedere misiologic, dacă centrul de greutate al creștinismului pentru mulți ani a fost Europa și mai târziu America de Nord, acum centrul de greutate se mută în sud-estul lumii. Nu mai este centrul de greutate în Europa, că Europa nici nu-și mai cunoaște, nici nu mai recunoaște rădăcinile creștine, după cum știți, și nici în America nu mai este aceeași forță. Este încă suficient de bună, dar nu mai este cea care a fost. Înainte, în schimb, când te muți în Asia, Africa, America Latină, este o biserică vibrantă, puternică, care crește de la zi la zi. Deci, din acest punct de vedere, Dumnezeu nu rămâne robul unui loc. Dacă s-a născut biserica în Ierusalim, și Ierusalimul naște tot să-și asume mandatul, Dumnezeu s-a mutat cu centru de greutate în, în Antiohia Pisidiei. Și de acolo s-a mutat în ceea ce a fost Imperiul Roman, a folosit infrastructura Imperiului Roman ca să ajungă cu Evanghelia până la marginele Imperiului. Deci, cum văd eu biserica, dacă mă mut acum la biserica din România, poate aș vrea să răspund cum aș vrea să o văd. Aș vrea să văd o biserică vibrantă, relevantă, rămânând credincioasă Revelației scrise Scripturii, dar fiind. Uh, Gata să se adreseze nevoilor specifice ale generației de astăzi. Că dacă noi predicăm o Evanghelie într-o formă care putea fi urmărită și primită de generația agrară, a părinților, bunicilor noștri, nu mai avem aceeași audiență astăzi. Și dacă nu știm să adaptăm mesajul fără să-l schimbăm esența lui, ci doar modul în care îl transmitem, atunci s-ar putea să se întâmple și altceva. Vă mulțumesc de răspuns, grozav. Marcel. Da, eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi împreună da, cu da, noi. Da, ascultătorii trebuie să știe că noi am început emisiunea la la 21:30. Eu sunt venit din România, cu ceasul da, da, da. orar din România, deci la ora 22:30 după ora României, da? <cute> mi, -ați, mi, -ați, un, mi ați luat mi -ați luat uh, sfârșitul care urma Deci într-un fel m ați chinuit da, că sunt da, la ora în care da, da, nu mai funcționez da. Da. după o zi, în care Ei, am predat, Asta vrem să vedem cum. Așa am să închei eu gata și acum o să trebuia să închei ca și uh, Darius. Da. Zi, Marcel. Uh, vă mulțumim că ați acceptat în ciuda orei e târzi că așa a fost situația. Da, eu vă mulțumesc tare mult. E onoare, un privilegiu că pot să mă adresez oamenilor cu ceea ce cred eu că e cel mai frumos lucru, mesajul Evangheliei și în contextul ăsta larg oamenilor chemați de Dumnezeu, liderilor, să păstorească Biserica lui Hristos. Este o onoare plină de responsabilitate care nu face decât să ne smerească. Până data viitoare, nu lăsați problemele să vă doboare, rămâneți în picioare.